Vă invit să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul Domnului și vom citi în seara aceasta din Psalmul numărul 8, începând cu versetul numărul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu, și l-ai încununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat în stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oi și boi la olalte, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Să ocupăm locurile. Este un proverb, cred că african, care spune oamenii care pun întrebări nu se rătăcesc niciodată. M-am gândit că în seara aceasta să vedem câteva întrebări pe care și le pune psalmistul David. David a fost nu numai un poet, dacă vreți, un autor de psalmi, de rugăciuni și de cântări pentru slava lui Dumnezeu, dar a fost și un filozof. A fost un mare teolog. Și psalmii lui David conțin o serie de întrebări pe care el și le pune. Și în seara aceasta am vrea să parcurgem câteva dintre întrebările acestea ale lui David. Și înainte ca să abordăm cele patru întrebări pe care David și le pune, ar vrea să spun că oamenii care vor să învețe pun întrebări. Cei mai apreciați elevi din școală sunt elevii care pun întrebări profesorului. Știți ce spune unui profesor, de exemplu, faptul că un elev nu are întrebări niciodată? Îi spune că nu-l interesează deloc materia respectivă. Țin conferințe și cu ajutorul Domnului voi fi la Londra să țin o conferință tinerilor de la Londra și apoi o conferință familiilor din 6 biserici de la Londra. Apoi mă duc în România tot la o conferință de familie și la fiecare conferință întotdeauna acordăm un timp pentru întrebări și răspunsuri. Este foarte deranjant, după ce ai predat o conferință de vreo 2 zile, așa, să vezi că nu are nimeni nicio întrebare. Acum eu întotdeauna glumesc cu ei și le spun așa, vă rog să puneți o întrebare, că altfel eu am să cred despre mine că am explicat așa de grozav, încât dumneavoastră ați înțeles tot, nu? Și s-ar putea să mă mândresc, să mă îngânf cu chestia asta și mi este dăunător pentru sufletul meu. Adevărul este următorul, că oamenii nu pun întrebări pentru că nu interesează. Cei mai mulți dintre ei nu sunt interesați de subiect. Când nu te interesează un subiect, nu pui întrebări. Ucenicii, după ce au ascultat și au fost alături de Mântuitorul, când a spus câteva pilde, l-au luat deoparte pe Mântuitorul și l-au întrebat și au spus, Doamne, ce ai vrut să spui cu pilda asta? Și atunci Domnul le-a explicat însemnătatea pildei. Cred că Domnul a fost foarte încântat de faptul că ucenicii erau interesați în subiect. Imaginați-vă că s-a terminat pilda, nimeni n-a înțeles nimic, ucenicii n-au înțeles nimica, nu? Și Domnul i-ar fi luat deoparte și ar fi întrebat, nu aveți vreo întrebare? Și ucenicii, nu, am înțeles tot. Și de fapt ei nu înțeleseseră nimic. Când suntem interesați de un subiect, punem întrebări. David pune câteva întrebări lui Dumnezeu. De fapt, întrebările acestea care le vom găsi în psalmii lui David sunt întrebări care sunt puse lui Dumnezeu. David are nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu, de călăuzire, de un răspuns din partea lui Dumnezeu. Știm că viața este foarte complicată și avem așa multe întrebări, nu? Referitoare la viața noastră de fiecare zi. Vă recomand să formulați aceste întrebări și să-L întrebați pe Domnul. Apoi să căutăm în Cartea lui Dumnezeu răspuns la întrebările acestea care ne frământă, pentru că pentru majoritatea întrebărilor noastre există răspuns în Cartea lui Dumnezeu. De cazul este că nu o deschidem și nu citim în ea. Când au venit la Mântuitorul și l-au întrebat,
Ce ar trebui să facem ca să fim mântuiți? Cum ar trebui? Și Domnul a spus, i-a întrebat, voi citiți în carte? Cum scrie în carte? Cum scrie în lege? Cum scrie în Cartea Sfântă? Și știau. Uneori știm, dar nu înțelegem. Nu-i așa? Mai ales noi, pocăiții, care ne-am obișnuit cu limbajul ăsta pocăiesc. Îl folosim așa de des, încât pur și simplu nu înțelegem terminologia. De exemplu, atunci când ne rugăm și spunem, Doamne, binecuvântează-mă, eu cred că Dumnezeu ar pune întrebarea, El, următoarea, și ar spune, cam ce vrei să-ți dau? Pentru că cuvântul ăsta, binecuvântare, este așa de larg în vocabularul nostru și în înțelegerea noastră, încât cred că și Dumnezeu are dificultăți să înțeleagă ce vrem noi când cerem binecuvântări de la Domnul. Haideți să punem întrebări Scripturilor, dacă vrem să înțelegem Scripturile, să punem întrebări lui Dumnezeu, pentru că singurul care poate să ne dea un răspuns la întrebările noastre este Domnul. Vreau să încep cu Psalmul 6, versetul 3, unde David spune așa. Este prima întrebare, de fapt, despre care vom discuta în această seară. Sufletul meu e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Sufletul meu este îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi ca să Te înduri de mine? Este interesant că dacă urmărim celelalte traduceri românești ale Bibliei, vom descoperi că versetul ăsta e mult mai scurt. Cornilescu a adăugat, până când vei zăbovi să Te înduri de mine, pentru că a vrut să lege de faptul că sufletul nostru este îngrozit. Dar întrebarea, versetul se termină aici, Doamne, până când, cât timp? Aceasta este întrebarea lui David. Am vrea din toată inima să știm planurile lui Dumnezeu, nu-i așa? Să știm cât durează. America a fost îngrozită zilele astea, se pare că ieri noapte pe cerul din Nevada până prin la Washington au apărut niște lumini foarte ciudate. Câteva zeci de secunde, le-au filmat, le-au fotografiat, au fost la televiziune, nimeni n-a înțeles exact despre ce este vorba. Bineînțeles, oamenii de știință au spus că sunt meteoriți, alții alte explicații de toate soiurile, dar în ultima instanță, luminile astea ciudate au stârnit spaima umanității care ar vrea să știe ce se întâmplă cu noi, nu? Cât timp mai durează lumea asta? Un articol scris de Franklin Graham zilele trecute a stârnit un mare interes, pentru că Franklin spunea că lumea asta se va termina foarte repede. Există premizele că Domnul va veni foarte curând. Acum, o istorie întreagă, noi l-am așteptat pe Domnul să vină și toate generațiile au crezut că Domnul vine foarte curând. Dar întrebarea noastră numărul unu este până când? Cât timp mai durează? Am vrea să știm planul lui Dumnezeu. Am vrea să știm înțelegerea Apocalipsei. Nu? Când vine Domnul? Când apare fiara? Când apare prorocul mincinos? Am vrea să cunoaștem planurile lui Dumnezeu. Cât timp mai trebuie să răbdăm și să așteptăm până când Dumnezeu își va împlini planul lui care îl are cu lumea întreagă? În primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem că timpul lui Dumnezeu și timpul nostru sunt două lucruri foarte diferite, foarte diferite. Fratele Wurmbrand avea o povestioară foarte simpatică în care ilustra prin povestea aceasta faptul că pentru Dumnezeu și pentru om timpul sunt două noțiuni foarte diferite. Pe timpul Domnului Iisus se spunea că cineva a plecat de acasă și s-a întâlnit cu Mântuitorul la o fântână. Și l-a întrebat, Doamne Iisuse, ce înseamnă fraza aia din Vechiul Testament, din Daniel și din Cartea lui Dumnezeu, din Eclesiastul, foarte des amintită,
deșertăciune, deșertăciune. Ce înseamnă asta? Că nu am înțeles niciodată. Și se pare că Domnul nu i-a răspuns, dar omul ăsta s-a trezit dintr-o dată că la fântână a venit o fată frumoasă, i-a plăcut de ea, a intrat în vorbă cu ea, a întrebat-o unde locuiește, s-a dus să vadă unde locuiește. Și știți ce urmează după asta, nu? A cerut-o de nevastă, a fost o nuntă foarte frumoasă, au avut 3 copii, a venit un război devastator, el a plecat pe front, familia lui a fost distrusă și dintr-o dată se trezește și Domnul spune, hei, dormi, am vrut să-ți arăt ce înseamnă deșertăciunea deșertăciunilor, era tot la fântână, încă nu își luase ulciorul cu apă. Asta înseamnă deșertăciunea deșertăciunilor, viața asta umană. Am vrea să știm planul lui Dumnezeu, am vrea să știm cât mai trăim, nu-i așa? Mai ales după anumite vârste să faci calcule, nu? By the way, cineva a lansat deja în oraș că eu ies la pensie la 1 ianuarie. Să stați liniștiți că nu mă dau așa de bătrân, nu mă dau bătut așa repede. Am vrea să știm cât mai trăim, nu-i așa? Am putea să vedem, să ne facem niște calcule. Ar fi grozav, nu? Am un prieten la Detroit care zice, mă, Petre, ieși la pensie, mă, cât mai repede. Da, n-ai, mă, n-am încă 65 de ani. Nu-i, mă, zice, să apucăm ceva din pensie, nu? Mai bine să apucăm ceva. Dacă ieșim pe urmă mai târziu și nu mai apucăm nimica. Că am auzit că ăștia bagă ceva în pensie, nu? Mori înainte de vreme. Bine, am vrea să știm ce se întâmplă cu viața noastră. Câți ani mai avem de trăit în această lume? Nu-i așa? Și întrebarea lui David este aceasta, până când, Doamne? Până când? Până când mai durează lumea asta? Până când îi mai suporți pe politicienii ăștia mizerabili? Până când mai tolerezi corupția care există peste tot în lume și mai ales în România, nu-i așa? Până când? Când se vor termina oare toate lucrurile astea? Am vrea să știm. Am vrea să știm planul lui Dumnezeu. Cert este că Dumnezeu îl știe, dar nu îl spune. Și se spune din cartea lui Dumnezeu despre prorocii Vechiului Testament că făceau din venirea Mântuitorului ținta cercetărilor stăruitoare. Voiau să știe ce se întâmplă în viitor. Deci preocuparea tuturor profeților din Vechiul Testament era până când? Până când va mai dura? Până când va veni Mesia? Vrem să știm când vine Mesia. Și atunci, tot efortul sondării viitorului a profeților Vechiului Testament era vremea Mesiei, când să vină Mesia. Acum Mesia a venit. Întrebarea noastră fundamentală și ținta cercetătorilor noastre stăruitoare, nu? Este sfârșitul acestei lumi. Când va veni Mesia a doua oară? Când va veni Domnul a doua oară? Când va fi venirea Domnului? De la cele mai năstrușnice scenarii, putem să citim și literatura aceasta este foarte la modă astăzi, literatura apocaliptică, apelează la ea toată lumea. De la Hollywood, care face filme cu sfârșitul lumii, ba vin meteoriți care lovesc planeta noastră, ba ne cuceresc roboții și mașinile care le creăm noi și pun stăpânire pe planetă, să nu mai spun că și zombies au de gând să cucerească lumea noastră. Și atunci, din nou, din dorința aceasta de a ști viitorul, de a vedea ce se întâmplă cu umanitatea, iată că și Hollywood-ul și autorii de literatură științifico-fantastică sondează ținta lor este să cerceteze și să știe viitorul, ce se întâmplă, să-l prezică cumva. Cred că trebuie să lăsăm pe seama lui Dumnezeu viitorul. Este în mâinile lui și stă bine în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu o să întrebe niciun teolog de astăzi când să vină Domnul Iisus Hristos. Nu o să-l întrebe pe niciun politician, nu o să ceară acordul nimănui. El are un plan și nu va întârzia. Și ar trebui să avem încredere în ceasul lui și în calendarul lui.
el n-a fost târziu niciodată. Cu toate că ucenicilor li s-a părut că vine târziu, nu? Mai ales la moartea lui Lazar. Acum vii, Doamne, or fi zis surorile lui Lazar. E mort, îngropat. E, dacă ar fi fost aici cu câteva zile în urmă, nu murea fratele nostru. Dar Domnul nu vine niciodată prea târziu. El vine întotdeauna la timp. Și vă asigur că și venirea a doua oară a lui va fi exact în timpul stabilit de el. Cineva spunea că după cercetările lui adânci din Scriptură, au ajuns să știe și ceasul când vine Domnul. Acum, că în ce an vine Domnul și au mai încercat-o mulți, și români de-a noștri au mai încercat-o, toți au greșit-o, așa. Dar am fost curios să știu, ăsta știe și ceasul. Zice, scrie în Scriptură, unde, Domnule? Zice, uite aici, în ceasul în care nu vă gândiți. Deci, exact, în ceasul ăla o să vine Domnul, că nu ne gândim la treaba asta. În ceasul în care nu ne gândim. Haideți să avem încredere în El, că El știe ceasul acela și întrebarea aceasta, până când, Doamne, până când, când? Să lăsăm pe Domnul, pentru că El știe exact când să vină. A doua întrebare este din Psalmul 8, versetul 4, pe care l-am citat în această seară. Ce este omul? Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce este omul? Cine suntem noi, Doamne? Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, nu? Doamne, azi noapte am ieșit afară, vrea să spună David, și m-am uitat spre cerul ăsta înstelat. Și m-am îngrozit că nu sunt decât un nimeni, un nimic pierdut în hăul acesta cosmic fără capăt. Și m-am întrebat, cine sunt eu, Doamne, să te gândești la mine? Cine sunt eu față de imensitatea aceasta atât de uriașă? O primă impresie, prima mea impresie când noi am ajuns în buza Marului Canion în 1985, când am venit în America, eram de o lună de zile în America, ne-am cumpărat o primă mașină, un Ford Fairmont, în 6 cilindri, mai țineți minte mașina aia, station wagon. Okay? Ne-am făcut chiftele și pui pane și am plecat în excursie, ca România, pe vremuri, așa. Și unul dintre primele locuri pe care le-am vizitat a fost Marele Canion. Ne-au dat lacrimile, am dispărut nesemnificativ și ne-am pus exact întrebarea asta, cine suntem noi, Doamne, față de lucrul ăsta atât de fantastic, atât de uriaș pe care l-am văzut prima dată în viața mea. Cine este omul? Ce este omul? Hai să vă spun ce este omul. Omul este o ființă care doarme 23 de ani din viață, 32% din viața lui doarme. Lucrează 16 ani. Se uită la televizor 8 ani. Mănâncă 6 ani în viață. Călătorește 6 ani. Se odihnește 4,5 ani. Zace pe pat de spital, bolnav, 4 ani, se îmbracă 2 ani, petrece pentru religie jumătate de an face religie, merge la biserică, în total 70 de ani. Într-o medie de 70 de ani, asta se întâmplă în the average American. Ce este omul? Suma acestor realizări, pentru asta ne-am născut în această lume, ca să dormim o treime din ea. Haideți să vedeți ce înseamnă the average American, americanul obișnuit, mediu, americanul mediu. Okay? Noi toți ne considerăm medii, nu? Este de 5 feet și 9 inch înălțime, și are 173 de pounds. Slab față de mine asta. Este căsătorit cu o soție care este de 1,8 ani mai
tânără decât el și s-ar căsători tot cu ea dacă trebuie să o facă două ori. Nu și-a terminat college-ul. Câștigă 28.605 dolari pe an. Preferă să facă shower în loc să facă baie în cadă. Cheltuiește 7,2 ore pe săptămână mâncând. 7 ore mănâncă pe săptămână. Nu cunoaște cum stă cu colesterolul, dar are în medie 211. Să uite 26 de ore și 44 de minute la televizor pe săptămână. Ascultați. Duce garbage afară, plânge o dată pe lună, când mănâncă porumb fiert, îl mănâncă întotdeauna circular, nu drept, nu poate fluiera cu degetele în gură, preferă ca hârtia de la toaletă să fie de sus în jos, nu de jos în sus, și nu oprește niciodată mașina să întrebe direcții. Ăsta este the average American. Ăsta nu pune întrebări. Câți dintre dumneavoastră v-ați rătăcit când ați vrut să puneți întrebări? N-ați vrut să întrebați direcții. Numai eu cu fratele Bardan. A, și Timotei. God. Suntem mai mulți, dar nu recunosc restul. Nu recunosc restul. Am venit într-o noapte în Chicago și nu știu ce mi-a venit mie așa, că ajung mai repede acasă prin niște suburbii, bineînțeles, ca orice român, după două curbe și rătăcit complet. Și după vreo jumătate de oră, soția tot a insistat, hai să oprim undeva să întrebăm, ce, mândria mea bărbătească, nu? Nici vorbă. I-am spus, las că vedem suburbiile Chicagoului noaptea, vedem cum arată noaptea. Și am venit după vreo două ceasuri acasă, am reușit să ajungem acasă. Unii spuneau că de-aia Moise și poporul Israel au umblat 40 de ani în pustie, că n-au vrut să întrebe direcții. Moise era bărbat, n-au vrut să întrebe direcții. Cine este omul? Suma acestor statistici, ăștia suntem noi? De ce oare să uită Dumnezeu la noi? Întrebarea lui David este uimirea în fața iubirii divinității. Cine suntem noi, Doamne, să ne bagi în seamă? Pe noi care ne uităm 26 de ore la televizor pe săptămână, cine suntem noi să ne bagi în seamă pe noi, Doamne? Cine suntem noi, Doamne, să ne bagi în seamă care mâncăm 7,2 ore pe săptămână, stăm la masă? Cine suntem noi, Doamne, care suntem așa de mândri și încăpățânați că nu întrebăm direcții când ne rătăcim undeva? Cine suntem noi, Doamne? Când ne uităm la toată creația lui Dumnezeu, suntem uimiți că Dumnezeu se mai uită la noi. Ne știm bine natura noastră păcătoasă. Ne știm bine cât de fragili suntem. Cât de labil este echilibrul ăsta nostru, psihologic, emoțional, tot ce vrem, nu? Ne știm bine cine suntem. Este uimitor că Dumnezeu ne mai bagă în seamă, nu-i așa? David se cunoaște pe sine foarte bine. Și David este uimit de dragostea lui Dumnezeu. Cine sunt eu, Doamne? David știa cine e, pentru că el spunea, păcatul meu stă zi și noapte înaintea ochilor mei, nu? Doamne, eu sunt un om care m-a făcut de râsul lumii, nu? M-am făcut de râsul lumii. Am luat femeia prietenului meu și l-am omorât pe ăsta și știu o țară întreagă. Doamne, împotriva mea, fiul meu a ridicat mâna, a vrut să-mi ia tronul, a trebuit să fug pe dealuri de sculț. Cine sunt eu, Doamne, să te uiți la mine, nu-i așa? David se vede pe sine în neputințele lui și vede creația aceasta extraordinară a lui Dumnezeu și spune, Doamne, cine sunt eu? David se vede însă parte din această creație dumnezeiască. Este produsul și obiectul iubirii lui Dumnezeu.
Valoarea noastră, iubiți frați și surori, nu ne este dată de școlile noastre, de câștigul nostru lunar, de rasa de care depindem noi. Valoarea noastră este dată de faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De asta suntem importanți. E adevărat că acest chip al lui Dumnezeu în noi nu mai este decât o speranță a veșniciei, cum zicea un om al lui Dumnezeu. Dar totuși avem pe Dumnezeu ca Tată și pentru că suntem copiii Lui, să uită la noi, ne bagă în seamă, ne iubește așa cum suntem. Și apoi atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe singurul Lui Fiu să moară pentru noi și asta ne dă valoare. Valoarea jertfei Lui Hristos se adaugă valorii mele. Eu sunt important pentru că pentru mine a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine este omul? Nu suntem un număr de social security, un plătitor de taxe. Nu suntem un consumator de gaz, de electrică, de cine știe ce alte servicii. Nu suntem un beneficiar de la social security sau de la Medicare. Suntem o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru noi a murit Iisus Hristos. La întrebarea asta răspunde foarte clar Biblia. Ce este omul să te gândești la el? Este creația mea, spune Domnul. Și pentru el, Iisus Hristos, Fiul meu, a murit la crucea de la Golgota. N-ar strica să ne punem, ca și David, din când în când, întrebarea aceasta uimitoare, Doamne, cine sunt eu? Ca să mă bagi în seamă, uimiți și uimindu-ne în fața puterii iubirii lui Dumnezeu și apreciind-o mai mult ca oricând, văzându-ne neputințele noastre zilnice. O a treia întrebare pe care și-o pune psalmistul o găsim în psalmul 10, este întrebarea omului aflat în necaz. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Psalmul 10, versetul 1. Întrebarea aceasta vorbește despre nevoia noastră de Dumnezeu atunci când suntem în suferință. Atunci când noi suferim, fiecare suferă singur, știți asta? În sensul că nimeni nu înțelege suferința mea, decât eu sunt acela care sufăr. Și în suferința mea, în singurătatea suferinței mele, întrebarea chinuitoare este aceasta, unde este Dumnezeu acum când eu am nevoie de El? De ce ți-a ascuns fața, spunea în altă parte David? De ce te ascunzi atunci când eu am înecaz, când sunt înecaz? Satan ne infuzează ideea aceasta, ne-o bagă în cap, că suntem singuri în suferință și suntem abandonați. Nu e nimeni cu noi. În primul rând, nu ne înțelege nimeni, așa-i? Vin oameni la noi la spital, la patul nostru, până și cei dragi și încearcă să ne aline suferințele și este vădit că ăștia nu înțeleg deloc ce se întâmplă cu noi. Și atunci, ideea pe care ne-o pune Satana în cap este că și Dumnezeu a uitat de noi, suntem singuri, abandonați de prieteni, de ceilalți și în suferința noastră Dumnezeu a uitat de noi. Și a ascuns fața, s-a ascuns Dumnezeu de noi atunci când trecem prin necaz. Realitatea este că niciodată Dumnezeu n-a fost atât de aproape de noi ca în vreme de necaz. Știți asta? Este o istorioară foarte frumoasă că în Africa sunt niște triburi care își promovează adolescenții în rândul bărbaților. Pe la 14 ani, ficiorului din tribul respectiv îi se dă arcul, mă rog, este înarmat cu tot ce are la îndemână familia și este trimis să stea în pădure, în junglă, singur, până dimineața.
Vă dați seama, sunetele acelea junglei, ochii sticloși a animalelor care îi dau târcoale, îl fac pe băiatul acela să-i tremure sângele în vene, să-i înghețe sângele în vene. Spre dimineață însă descoperi un lucru uimitor, că după copacul ălălalt, cine era care îl păzea în noaptea aceea? Tata. Tata îl păzea înarmat și el până în dinți, ca nu cumva să se întâmple ceva cu băiatul lui, să nu vină vreun animal să-l atace. Dar era lăsat singur toată noaptea să-și învingă frica și să devină bărbat. Cred că după o spaimă din aia devine bărbat automat. Realitatea este că băiatul ăsta care se simțea abandonat, nu? De toți ceilalți, lăsat singur în pădure, domnule, de tata și de mama. Ce părinți sunt ăștia, domnule, nu? Să te las aici. Băiatul ăsta era cel mai păzit în noaptea aceea de către tatăl lui. Dumnezeu este aproape de noi în necaz. Și atunci când vine necazul și suferința, ar trebui să nu uităm acest adevăr. Nu ne-a abandonat Dumnezeu, nu suntem singuri. Dumnezeu este mai aproape de noi ca oricând. Din păcate, însă, până și mulți dintre noi creștini, când vine un necaz, vine o boală, vine o pierdere, ne punem întrebarea, unde ești, Doamne? Te-ai ascuns? De ce stai așa departe? Mi se pare că Dumnezeu este departe. El este mai aproape ca oricând de noi atunci când suntem în suferință. El nu se ascunde. Este aproape de noi. Ar trebui să avem încredere în El. Necazuri ar trebui să fie un prilej de a ne reînnoi încrederea noastră în Dumnezeu. Sună bine de la amvon, așa-i? Dar ori de câte ori dăm de un necaz, nu știu de ce uităm de Domnul. Vedem numai necazul. Mare, uriaș, amenințări, pierdere, boală, cine știe ce să se întâmple. Și unii avem darul să exagerăm relele astea, nu? Că noi suntem optimiști, nu-i așa? Zice, nu se poate mai rău. Și optimismul din noi zice, ba se poate, mai rău. Și vedem ceva și mai rău decât răul care a dat peste noi, nu? O să mor din boala asta. Bunicul meu, care a trăit 96 de ani, n-a fost bolnav niciodată în viață. Adică a fost, că se îmbolnăvea câte o răceală așa și atunci cine moare, moare. Gata. Moșul moare. Făcea o alarmă din aia extraordinară că el moare acum. Nu murea de o răceală, deloc. Și n-a murit, a trăit 96 de ani. Dar exagerarea și faptul că la necaz se părea că Dumnezeu e departe, Dumnezeu a uitat de el, o să vină moartea și o să lea, nu? Tot îl încurajam și spuneam, moșule, așa spuneam, nu te necăji că mătușa Maria de la Berindieri, cum ziceam noi, asta a trăit 106 ani, era sora lui, nu? A trăit 106 ani. Stai cu minte, nu o să mori. N-a murit până la 96, dar ori de câte o venea o mică boală, exagera foarte tare suferința aceea. Nu vedeți necazul mare, ci îl vedeți pe Dumnezeu care este mare și o să ne scoată din el. O să ne scoată diferit de acolo. Știți că până și Domnul Iisus Hristos pe cruce a rostit cuvintele acestea? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? A avut impresia aceasta pe care o am eu, pe care o ai tu, că Dumnezeu este departe, că Dumnezeu ne-a părăsit, că suntem singuri în fața morții, în fața necazului și în fața durerii. L-a părăsit Dumnezeu pe Hristos? Apostolul Pavel spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dumnezeu însuși era în Fiul, împăca lumea cu El însuși prin jertfa de la cruce. Vreau să închei seara asta și vă promit să vă las să mergeți mai repede acasă. Psalmul 15 este a patra întrebare. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Psalmul 15, versetul 1. Întrebarea foarte des
întâlnită mai ales între noi credincioși. Doamne, cine o să fie mântuit? Precis numai noi penticostali, nu-i așa? Ceilalți, no way, Jose. Cine o să fie mântuit? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Întrebarea aceasta este întrebarea capitală. Cine va locui împreună cu Dumnezeu? Cine va fi mântuit? Este întrebarea tuturor credincioșilor. David trăiește sub lege și știe foarte clar. De fapt, el răspunde mai departe la întrebarea aceasta. Cel ce umble neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, spune adevărul din inimă, nu clevetește, nu vorbește de rău pe frați cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra propriului său. Și așa, el știe foarte clar toate ce trebuie să facă un om ca să locuiască împreună cu Dumnezeu pe muntele lui cel Sfânt. El știe astea. Dar atunci de ce mai pui întrebarea, David? Pentru că dincolo de realizările personale, dincolo de faptele noastre bune, dincolo de ascultarea noastră de Dumnezeu, avem nevoie de har, avem nevoie de milă din partea lui Dumnezeu ca să locuim pe muntele lui cel Sfânt. Umblarea neprihănire este adevărat, dar au încercat-o o lume întreagă, a încercat-o nația lui Israel, o istorie întreagă să umple neprihănire și n-au reușit. Pentru că neprihănirea nu se realizează prin efort personal, ci este imputată, este pusă asupra noastră de către Domnul Iisus Hristos. Noi suntem neprihăniți prin El. El este neprihănirea noastră. Prin credința în jertfa Lui de la cruce, noi suntem socotiți neprihăniți. Avraam a fost socotit neprihănit prin faptele lui, nu-i așa? Nu. Ci prin credință. Credința lui a fost socotită neprihănire. Gândiți-vă la faptele lui Avraam. Au fost excelente. Nu toate. Că ne gândim bine la o serie de lucruri care le-a făcut, care n-au fost prea ok, nu? A umblat și el cu jumătăți de adevăr care erau minciuni întregi. Știm bine lucrurile astea, că nici Avraam, dar Dumnezeu nu l-a socotit neprihănit prin realizările sale personale, ci din pricina credinței lui. Apostolul Pavel reia tema aceasta în Noul Testament și spune că și noi suntem socotiți neprihăniți ca și Avraam, nu prin faptele noastre, ci prin Hristos, prin credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, în jertfa de pe cruce. Faptele urmează o credință autentică. Ele nu produc neprihănire, ci neprihănirea primită în dar de la Hristos produce faptele neprihănite în care trebuie să umble sfinții. Cine va locui în cortul tău? Oare de ce punem întrebarea asta? Într-un fel este justificată să ne opunem ca să știm din nou că vom locui numai prin credință în cortul lui Dumnezeu împreună cu Domnul. Dar în același timp, dacă ne opunem să vedem care este mântuit și care nu este mântuit, care denominație e bună, care biserică este bună, întrebarea asta este o întrebare greșită. Cine să fie mântuit? Sunt unii oameni care cred că mântuirea le aparține, că face parte din doctrina lor. Sunt unii oameni care, dacă ar fi după ei, n-ar intra nimeni în împărăția cerurilor. Martorul lui Jehova, știți bine că au un număr exact, 144.000, nu? Și trebuie să fie de treabă să ajunge numărul ăla. Unii deja sunt numărul ăla și au, ce știu eu, ceva legitimație că ai ajuns în numărul celor 144.000 din Apocalipsa. Fiecare religie ar vrea să spună mântuirea e la noi, veniți la noi. Abandonați credința voastră și veniți la noi. Când gândești așa, atunci jertfa lui Hristos și neprihănirea lui devin banalizate. Și este un mare sacrilegiu să gândești în felul ăsta. Dumnezeu dăruiește mântuirea în dar, harul lui este din belșug revărsat peste întreaga lume, peste toți cei care cred. De aceea nu puneți întrebarea asta în mod discriminatoriu. Noi suntem, voi nu sunteți.
pentru că it's not our business, nu este businessul nostru cine intră și cine nu intră. Noroc că nu întreabă Domnul de noi. La ușa raiului nu o să stea niciunul dintre președinți de cult sau papi sau cine știe ce patriarhi cu lista să întrebe Domnul de ei cine intră și cine nu intră. Vom intra și vor sta alături de Domnul pe muntele lui cel Sfânt și în cortul lui cei care cred în jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, care se lasă spălați de sângele jertfei sale și care primesc în dar neprihănirea pe care o dă Domnul celor care cred. Și în momentul acesta ușa este deschisă pentru oricine care crede, în oricât de mare număr îl va chema Domnul. Vreau să ne înarmăm cu astfel de gândire și niciodată să nu devenim sectariști în sensul în care numai noi și ceilalți nu mai există. David pune întrebări pentru că vrea răspuns. David pune întrebări pentru că nu vrea să se rătăcească. David pune întrebări pentru că vrea să învețe. Dacă vom pune întrebări din aceleași motive, nu ne vom rătăci, vom învăța și vom crește tot mai mult în cunoașterea Domnului. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru o rugăciune și să încheiem mulțumindu-i Domnului pentru seara aceasta, pentru timpul de părtășie împreună, pentru cuvântul pe care ne l-a dat Domnul și pentru harul să mai auzim încă o dată chemarea aceasta la mântuire, la jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Să ne rugăm Domnului. Doamne,